Suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Nadejda, astăzi dumneavoastră sărbătoriți un frumos jubileu. Vă urăm mulți ani înainte, multă sănătate, putere și multe bucurii în inima dumneavoastră. Am venit cu o surpriză. Este, acum vă spunem din partea cui sunt aceste flori. O tortă și șampanie, ca să sărbătoriți mai special frumosul jubileu. Și ne spuneți ce faceți astăzi, cum veți sărbători ziua dumneavoastră. Da, păi, cum am sărbătoresc? Ea ca așa, azi grăiesc amuși cu băiatul. Unde vă este feciorul? Și cu surorile miele, că nu s-a ieșit ales la Crișcăuț, cu dânsile azi, o să mă... Feciorul e în Germania. Și el ia ca am deschis acolo să grăiesc cu dânsul. Să... V-a felicitat? Amuș că nu era așa la telefonul, așa la nu era încărcat și mi-a spus că să aștepte amuș ca să mă felicite. Doamna Nadejda, această surpriză este din partea feciorului dumneavoastră. Ne-a rugat mult din partea lui să vă aducem aceste flori și această tortă și șampania. El de la depărtare vă cuprinde și se roagă să trăiți mulți, mulți ani înainte și să aveți grijă de dumneavoastră. Ne-a expediat și acest mesaj, care la fel ne-a rugat să vi-l transmitem dumneavoastră de la el. Dacă aș putea, aș opri timpul pentru tine, dragă mamă, ca să poți trăi în sfârșit tot ceea ce nu ai trăit la timp. Aș opri timpul ca să nu-ți fure anii din viața ta, ca să mai ai răgaz pentru a te simți plină de viață. Aș vrea mult să-ți ofer toate momentele pe care le-ai fi meritat, toate mângâierile, toate îmbrățișările, toate cuvintele frumoase pe care nu ți le-am spus la timp. Astăzi, mamă, mă închin în fața ta și îți mulțumesc pentru tot. Cea mai mare dorință a mea este să te văd sănătoasă și să-ți bucurăm sufletul, să te simți împlinită și iubită. Fie ca aceste flori din partea noastră să-ți umple inima de bucurie. La mulți ani! Mesajul este de la feciorul dumneavoastră, Ruslan, de la nepoatele Alexandra și Angelina, care vă iubesc foarte mult. Și vă spun la mulți ani! Și de unde sunteți și cum ai asta să... Suntem o companie care venim cu astfel de surprize pentru persoanele dragi, dacă ne solicită cineva din depărtare. Feciorul dumneavoastră ne-a telefonat și ne-a transmis acest mesaj și aceste daruri pentru dumneavoastră ca noi să vi le aducem, pentru că el este departe, dar vrea mult să-i simțiți prezența. Mulțumesc mult, Ruslan, pentru cadou și pentru toate astea. Și mama îți dorești ție și sănătos, Dumnezeu să te aibă în pază, să ajute toate lucrurile și tot ce ai de făcut cu ghine, să le faci și să ai grijă de fete și să iubești fetele și fetele pe tine să te iubească. Și vă doresc mulți, mulți ani înainte și sănătate multă și mulțumesc mult și mulțumesc frumos pentru toate astea. Nici deloc, nici în viața mea nimeni nu m-a felicitat așa. Cu cuvinte și cu de este, da. Dar așa cu surpriză, nu asta. Mulțumesc mult, mulțumesc pentru felicitarea asta și pentru toate astea. Mulțumesc. Sperăm că această surpriză frumoasă din tot sufletul, din partea feciorului, din partea nepoatelor dumneavoastră, va împlut sufletul de bucurie și de mândrie pentru copilul dumneavoastră și pentru scumpele nepoțele. La fel și Alexandra și Angelina le doresc sănătate multă, să învețe ghine la școală, să aibă Dumnezeu grijă de dânsele, să le poarte grijă și să le ajute să învețe și să le păzească de tot rău, să le ferească. Tata lor la un loc și cu mama și cu toți. Asta e de la
La mulți ani vă spunem și noi. Mama mea e icoană sfântă, sărut mâna ta muncită. Și fața arsă de soare, pe care o curs la grămioare. Vin, măicuță, de departe, să-ți șterg lacrimile toate. Să uiți, mamă, de oftat, măi, că prea mult m-ai așteptat, măi. Deci, ați reușit să vă gândiți la dorință? Eu mă rog și eu sănătoasă, să trăiesc o leacă mai mulți ani, să ajungeți la 100. Cum a dat Dumnezeu. Dar tot vreau ca să grăiesc, să văd băieți, să nepoatele, poate să ajung să le văd niresă. Asta doresc. Dumnezeu să aibă grijă de mine și de dânsă. Ca dorințele dumneavoastră să se îndeplinească. De-aș putea, m-aș face vânt, să-ți mângâi părul cărunt, măi. Toate florile din lume le-aș pune în a ta mână. Ai muncit pentru copii, măi, ai făcut din noapte zi, măi. Și m-ai învățat de bine, Domnul să-ți dea zile bune.